cea de-a doua probă a examenului de bacalaureat a făcut cea de-a doua victimă la această sesiune. Un al doilea elev a fost eliminat din examen după ce a încercat să copieze folosind telefonul mobil. Miercuri 6 iulie 2016 s-a desfășurat cea de-a treia probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat național, probă obligatorie a profilului matematică pentru absolvenții de la profilurile real și tehnologic, istorie pentru cei de la profilul uman. S-au înscris la această probă 1698 de absolvenți, prezenți 1615, absenți 83. La ieșirea de la examen, elevii Colegiului Național Silvania s-au arătat optimiști în privința dificultății subiectului. Destul de ok. Ce subiecte v-au picat? Grele? La istorie și a picat la subiectul 3, comunismul. Ai știut? Am știut, da. Felicitări. Iei 10? Sperăm. Ai avut emoții? Destul de mare înainte, să știți că am avut. De ce? Ai învățat? Am învățat, dar simțeam că, nu știu, unele lucruri îmi scapă, chiar dacă am învățat. A fost un subiect ușor pentru tine? Mediu. La ce ai dat astăzi? La istorie. A fost greu subiectul? Și, adică m-am descurcat. Te așteptai să pice un subiect mai ofertant? Da, mă așteptam la autonomie. Și la autonomie. Da. Dar mi-a căzut tot așa, a fost destul de simplu. Ultima lecție care am făcut-o în clasa 12, dar a fost ok. Ai avut emoții? Da, la început, foarte mari emoții, da, ne-am descurcat și sper să fie totul bine. Iei 10? Nu cred, nu știu, nu pot să zic că... Nu vreau să zic o notă și să fie altfel sau așa. Succes! Mulțumesc mult! Aveți emoții pentru copil? Nu pentru copil, că n-am niciun copil aici, pentru copii, am mai mulți. Sunteți profesor? Da. I-ați pregătit bine? Sper! Subiectul pe care l-ați văzut că l-au primit este greu? Nu, este nici greu, nici foarte ușor. Normal, cum ar trebui să fie. La matematică. Cum a fost subiectul? N-a fost foarte greu. Ai știut? Parțial. Te aștepți la o notă mare? Nu neapărat, cine știe ce notă, că este mai bine să te aștepți mai puțin decât la mai mult și să fii dezamăgit după. Ai avut emoții? Normal. De ce? De ce au elevii emoții dacă știu, dacă au învățat? Păi, pentru că e o chestie care se întâmplă odată în viață. E presiunea mare? Da, deoarece în funcție de notele de la BAC o să intri la facultate, o să... Tu unde vrei să dai? La psihologie. Nu te ajută matematica foarte tare. Da. A fost opțiunea ta să dai din mate? Nu, este obligatoriu să dau din matematică și din română. Succes! Mulțumesc! Acest examen nu a făcut doar ele fericiți. Unii au plâns. Marcel Lucaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, a informat că un absolvent din centrul de examen, Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Zalău, a fost eliminat pentru tentativă de fraudă, fiind surprins în timp ce utiliza telefonul mobil. Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, candidatul respectiv a pierdut astfel nu doar sesiunea din acest an, ci și dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.